De-aia am ținut un secret, că nu ne place să vorbim despre lucrurile, dacă oamenii înțeleg. Dacă a fost secret, secret să rămâne. Și asta e afacerea în care mă invit să intru? Aha, bă, ce ori, stai, știi, soția mea n-are să fie implicată mai mult decât ai fost până acum. Cum adică decât am fost până acum eu? Ce vrei să spui? Afacerea asta. Haine de lucrurile. Cum crezi că ai putut să scoți figurile de lucrurile până la asta? Știu ce afaceri îmi vorbiți voi. Da. Cine te-a spus? Asociata ta. Mama. Ei, ferara, dracule. Dar nu mi-aș fi permis niciodată lucrul ăsta. Păi da? Probabil că mi-ai fi spus după căsătorie, nu ar fi fost o armă perfectă împotriva mea. Dar nici nu m-aș fi gândit la un asemenea, nici nu trecea prin minte o asemenea nebunie. Nu, hai să stabilim un lucru. Când ne despărțim acum, ne despărțim pentru totdeauna. Uiți că m-ai cunoscut. De ce? Pentru că am ajutat-o pe mama ta? Nu, nu! Mama a fost o fată săracă, trebuia să facă ce-a făcut. Tu ai fost un gentleman bogat și ai făcut asta de dragul celor 35%. Frumos, frumos exemplar de mârșăvie, Sir George. Hai fiera al dracului! Și pentru ce să nu-mi investesc eu averea într-o afacere care aduce profit în fiecare an? 35%! Că doar nu eu îmi murdăresc mâinile. Ai întors spatele arhiepiscopului de Canterbury? Aș să strâng din nas când treci pe lângă fabrica unde lucrează 200 de muncitoare și care cu salarii pe care îl primesc. N-au din ce trăi. Știi cum se descurcă cele mai multe dintre ele? Întreabă pe mama ta! Și ai vrea ca eu în timpul ăsta să ei bine, nu sunt chiar atât de prost. N-am întrebat de unde veneau banii pe care îi cheltuiam. Se pare că sunt și eu tot atât de rea ca și voi. Legile astea care te oprotesc când mă gândesc la toate fetele care îmi cap pe mâna ta și a mâinii mele, mi se face scârbă. Pe tu, dracului! Nu suntem mult dată, dracului! Să scăp capul! Ce place ce e? Că nu lucru mult, pușca sunt foarte neîndemonatic. Și s-ar putea să întâmplăm accident fatal, să fi păcat. Așa lege pun avertisment de la poliție pentru neglijență. De la distanța asta ne merg foarte bine. Mai ales o țintă de mărimea ta. Bine? Mai vorbi. N-am cuvinte să-ți mulțumesc. Înainte de a pleca, aș vrea să vă spun ceva. Dă-mi voie să-ți întrebi pe fratele vitale după ta. Fratul cel mic. La revedere!